Virusul gripal a crescut simțitor și în județul Argeș. De la începutul sezonului și până în prezent, tot mai mulți pacienți au fost diagnosticați cu această viroză. Potrivit informațiilor de la Direcția de Sănătate Publică, 98 de persoane au fost infectate cu virusul gripal. Dintre acestea, 83 sunt copii, iar 15 adulți. În Mușcel au fost confirmate 8 cazuri. Astfel, din Câmpul Lung au fost internați și tratați 2 copii de 15 și respectiv 13 ani cu virusurile gripale AH3 și B, un adolescent de 18 ani cu virusul AH3 și un bărbat de 60 de ani cu virusul gripal AH1 la Bălilești, un copil de 8 ani cu virusul B și o femeie de 66 de ani cu virusul AH1, la Stoienești o femeie de 20 de ani cu virusul B, iar la Coșești un copil de 9 ani tot cu virusul B. Medicii atrag atenția și îi sfătuiesc pe cetățeni să respecte cu strictețe regulile de igienă și să se ferească de a sta prea mult în colective mari. Cel mai important lucru, și fac apel la toți profesorii care au o conștiință deosebită și îi respect deosebit pe toți profesorii din România și pe toți învățătorii, că dacă nu erau dumnealor, nu eram nici noi ce eram, să fie foarte atenți la cele mai mici simptome care apar și li se par dumnealor suspect, să-i trimită spre medici. Indiferent spre ce medici îi trimit. Medici de familie, medici infecționiști, dar nu trebuie să ajungă la un amărât de infecționist să-l bușească acolo 100-200 de cazuri pe zi și ele să fie o simplă răceală sau o gripă banală, care nu are nicio legătură cu realitatea. Cel mai important spre medicul de familie, că medicul de familie are destulă minte în cap ca să poată să facă o treabă, vă spun eu, și bineînțeles, să se fac treburi foarte, foarte bune. Că dacă el la mine, la primele simptome, vine în cabinet, eu imediat am văzut despre ce e vorba, l-am izolat la domiciliu 7-10 zile, ca să văd ce și cum. I-am dat medicație antialgică, antitermică și cu vitaminoterapie și cu tot ce trebuie copilului, cu eventuale mici chestii ajustate în funcție de persoane sau de gradul cum s-a prezentat sau, mă rog, și atunci să vedeți că lucrurile intră pe un făgaș aproape normal și fără probleme. Dezinfecția din clasă ar trebui, după părerea mea, cel puțin de 2-3 ori pe săptămână să se facă o dezinfecție corectă a tuturor claselor și clanțelor de la ușile respective pe care pun mâna copiii și, cum să vă spun, și profesorii, la fiecare oră, 10 minute când copiii sunt în pauză, să lase geamurile deschise să aerisească chiar dacă este frig afară. Este lucru foarte important în prospătarea aerului. De la începutul sezonului rece și până acum, în Argeș s-a înregistrat un deces în cazul unei persoane de 78 de ani cu afecțiuni cronice confirmată cu virus gripal tip B.